Bună dimineața, cu o zi blestemată, prieteni. Aseară nu am reușit să dorm aproape deloc. You know, I wish I could sleep, but then my stupid ADHD kicks in and well, it's basically one sheep, two sheep, cow, turtle, duck. Old MacDonald had a farm. Pentru că mă simțeam epuizat for whatever reason. Pur și simplu n-a funcționat, somnul n-a mers. Da, nu știu, a fost foarte ciudat. M-am simțit că sunt atât de obosit încât nu pot să dorm. N-are niciun sens, dar prin asta am trecut. Și astăzi I feel like fucking shit. Ba ori, eu câteva ori. Nu poate te mai caută băiatul pe care să-i mai ghizezei și adresa, spune cine este prezintă. Bă, mă, ce vrei? E ora 7 seara. Să fac curat în cameră, în apartament. Să vedeți după expresia mea facială și modul în care construiesc propozițiile astea cât de bine sunt astăzi. Sunt în urmă cu 3 vloguri de editat, lucru care mă anxiază și mă termină psihic, efectiv. Deci mă face să mă simt extraordinar de prost și nervos și supărat pe mine. Am mâncat doar dulciuri și am stat în pat și am încercat să dorm și n-a funcționat și fuck me, I guess. I guess it's fuck me de la Drake playing in my head right now. De asemenea, ieri am reușit performanța de a arde masa din bucătărie cu un cărbune de narghilea, lucru care o să trebuiască să fie rezolvat cel mai probabil mâine. Și hai să ne apucăm să facem nici măcar să fac curat. Vreau să mănânc, n-am mâncat nimic azi toți. Deci hai să mâncăm ceva și bănesc o să mănânc la sală, că poate mă simt mai bine după și o să mă apuc de edita vlogurile ca să nu mă mai simt ca un nenorocit. Asta e doar ca să mă cer pe mine, pentru că am avut o cutie de asta de Ferrero Selection, care a fost absolut delicioasă, dar pe care am mâncat-o în one go. Și asta nu cred că e uman și nu cred că trebuie să o facă nimeni. Hai să discutăm de o shawarma, nu vrei? Da, ba da, vreau shawarma. Vreau să am cu gărgici, mașini, bani, ce, nu știu. Ce mai sunt am? Păi frate, întreabă-mă, punem întrebări normale. Vrei shawarma? Da, răspunsul. Da, chiar dacă e o zi de asta pe care eu o consider blestemată, în care nu merge nimic conform planului, în continuare încerc să fiu grateful, pentru că sunt aici, pentru că sunt sănătos. Trebuie să treci și prin struggle-uri de genul ca să apreciezi ce ai cu adevărat. Sau nu ninge, indiferent de vremea de aici am terminat ceva de editat pentru TikTok-ul meu minunat și acum mă schimb, îmi pun bagajele și mă duc la sală să mă mișc, că sper să mă facă să mă simt mai bine. Un ciudat care vorbește la cameră aici. Da. În continuare ziua așa merge, efectiv. Și normal că acum, după ce m-am îmbrăcat un pic și m-am freșuit și m-am mișcat 2 minute, creierul meu demonic încearcă să mă păcălească să mergem la club. Dar nu o să facem asta, creier, pentru că vezi ce zi avem și cât de obosit suntem. Asta e un fel de monolog către mine, către cameră, să știți. Da, sunt super obosit, deci nu o să ies la club. Îmi țin degetele să rămână promisiunea asta pe care mi-am făcut-o așa. Mă duc la sală și după aia mă duc la birou să editez vlogurile. Different kind of dragobete, my friends. Doar să nu merg banii și cu plecare. Vă spun acum, trăiți acum. Viața e frumoasă, oricum e greu, ușoară sau grea. Jur că nu știu cum reușesc să fac, dar uit de fiecare dată cât de important e să te miști. Mai ales în zilele astea în care ai așa 1 HP și ești low energy. La 10 mă duc acasă să editez vlogurile. Cred că e a 5-a oară când zic că mă duc să editez vlogurile. Sper că data asta să iasă. Și pentru că m-a lovit foamea aia, monstru. By the way, m-a spalat pe cap, de aia arăt așa, nu cu pervol. Să mă bag la editat. Mi-am făcut un rap rapid cu piept de pui. Și acum să mănâncă la fast punk. Mă tentez să merg la petrecerea, nu să fac asta pentru că am 1 HP. Da, e ora 11 și 11 și un sfert. Și v-am să mă apuc să editez, dar mi-am dat seama că e câba haos la mine pentru că mi-am spălat vasele și toate alea și sunt. Extraordinar de obosit, nu mai pot să mă concentrez la nimic, nu mă pot ridica de pe canapea ca să mă culc, nu știu ce e neregul cum e azi. Și dacă dorim foarte mult oboseală acumulată sau am îmbătrânit, I guess, I don't know. Yeah, it's not my brightest day today, happens. Happens. Să aveți o zi minunată. Oh, shit.
Here we go again. Hey, hey, bună dimineața. Este ora 10:53 și eu abia acum am trezit. Bună dimineața. Deci e clar că aveam somn de recuperat. Acum mă simt mai bine, simt că am creierul odihnit și pot să mă apuc să-mi fac într-un final curățenie în casă. Și după a doua chestie să mă duc să editez toate vlogurile cu care mi-am rămas în urmă, să le postez așa, bam, 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 ca să fiu la zi cu daily vlogul ăsta. Let's go! Azi mă simt bine, azi simt că o să cucerim lumea. Yes! Fac o șaurmă. Pe șaurmă se mănâncă la fast punk, nu acasă. N-am mâncat niciodată șarmoara. Sunt curioasă ce gust are. Când o crește fetele, o să gătesc și eu șarmol. Țin să recunosc că uit de fiecare dată cât de puternic poate să fie creierul nostru și cât de ușor poate să ne păcălească. Pentru că mă gândeam acum că ieri m-am simțit super mega extra anxios din cauza că era super messy tot apartamentul. Și în același timp, în loc să mă ridic și să fac curat, am stat în chestia aia. Am stat în bula aia, nu știu, de negativitate, pentru că nu aveam efectiv willpower-ul de a mă ridica și a face chestii. Și acum, după ce am făcut-o și mi-a luat 3 ore, mă simt efectiv ca un om nou. Simt că încep totul de la zero, nu știu cum să vă zic. Și da, creierul nostru tot încearcă să ne țină super mega extra confortabil, for whatever reason, bănuiesc supraviețuire. În cele mai multe cazuri ne face o defavoare, efectiv. Adică eu puteam să fac ce fac acum ieri și azi am mai mult timp ca să editez vlogurile și să fac whatever celelalte chestii pe care mi le-am propus să le fac. În schimb, n-a vrut. Mi-a dat click dreapta delete la task-ul de a face curat. Nu-i nimic, îl facem azi și ne revenim forță power. Ciocolată caldă ca să sărbătoresc că am făcut curat. Și mă uit la vloggerul meu favorit. Făleleu, este ora fucking 6. Am băgat un nap. Bună dimineața! Sunt Monica Anisie, ministrul educației. Mai puternic decât mă așteptam. Așa că trebuie să mă schimb rapid și să mă duc la birou odată să editez vlogurile alea. A 20-a oară când zic să editez vlogurile în ultimele 3 vloguri? Sure! Hai, let's do it! O gazică, nu vii! Nu vrei! Am aștept comandă, lasă-mă mă cu gazicile! Nu e vorba de mâncare, pe canalul ăsta e vorba de mâncare, nu de gazici! Hai să discutăm de o șaorma, nu vrei? Da, ba da, vreau șaorma! Da, gata, sunt pregătit să plec, doar că mi-am dat seama că se închide sala la ora 8 astăzi pentru că e sâmbătă. Așa că nu mai am timp să trec pe la birou, adică o să trec după ce merg la sală, așa că bag un Red Bull de ăsta acasă nebunatic. Sperăm să-mi dea energia necesară ca să rup gantelele alea în două. După care mă voi îndrepta spre birou, unde o să stau până editez cel puțin 2 vloguri ca să catch up. Mi-am dat seama că mi-am dat targetul iarăși mult prea mare să le editez pe toate 4 deodată, bla bla bla, și deveneam destul de anxios să merg la birou. Tocmai de-aia we take it baby steps, edităm 2 azi, e o zi și mâine, stăm liniștiți. Mă lasă vocea, efectiv, vedeți dacă nu am vorbit așa mult zilele astea? Bun, am terminat și workout-ul ăsta, sincer să fiu, am tras super tare de mine timp de o oră ca să mă mișc. Drum bun, drum bun, topa bate, drum bun, brav român, cu sacul legat în spate, cu armele mâini, fie din cu soare sau cerul noroc. Dar în continuare mă simt rău, poate am, ori am îmbătrânit, ori m-am îmbolnăvit, ori am făcut boala lui Calache, nu știu ce se întâmplă, dar I'm not feeling myself. Mă simt foarte low energy și toate alea. Și mi-am dat seama azi că nici nu prea am mâncat, deci I should get some food in my system. Dacă mă simt mai bine în noapte, să ies la o mini petrecere cu prietenii mei, așa 2-3 ore, doar ca să mă destresez, că simt că îmi crapă capul, efectiv. Că nici n-am fost productiv, nici nu m-am distrat, nici nu m-am odihnit, n-am făcut nimic și I feel fucking awful, eh? Dar așa e viața, e despre ups and downs, I guess, și da. Asta e planul meu pe seara asta. Hai să vedem și ce se întâmplă, pentru că viața mea e un mister și tot timpul vreau să meargă în stânga, dar se hotărăște să meargă în dreapta și I have to go with it.
Da, nu o să vă mint, sunt extraordinar de nervos pentru că mi-am uitat cheile de la partea în jos. De asta cred eu că e super important să-ți faci meal prep, gen stai într-o zi câteva ore și îți pregătești mâncare pe 3-4 zile și după aia stai parcat, știi că mănânci sănătos fără probleme. Da, e și mai mult burrito decât șarmola. Șarmola se mănâncă la fast punk, nu acasă. Și da, știu că am zis că o să mă duc la birou să editez. Ideea e că mi-am uitat cheile în birou și niciunul din colegii mei nu lucrează pentru că e sâmbătă la ora 9. Obviously. A rămas doar opțiunea de a lucra de acasă până luni, până se întorc ei și pot să-mi recuperez cheile. Deci asta e, prieteni, o să ne bucurăm de un pahar de vin și de editat vloguri. Într-un final m-am apucat. Yes, yes, let's go! Asta e lumânarea mea preferată momentan, e cu vanilie și mentă. Hai să mă dau mai la lumină ca să mă și vedeți. Ora 23:43 și eu am terminat de editat două vloguri. Deci am atins ce mi-am propus, sunt foarte mândru de mine. Acum o să mă bag în pătuț, deși mă tentează foarte tare să mă duc la o petrecere, nu o să vă mint. Să mă bag în pătuț și call it a day și asta a fost. Mâine o luăm de la capăt, mai edităm, mai facem chestii, ne odihnim, să scăpăm de boala asta lui Calache, care a vrut să meargă peste noi, deci nebă vlog! Să